Domnule Bregar, viitorul AIUD, la 3 ani de la înființare, turneu zonal cu juniorii. Ce urmează pentru viitorul AIUD? Pentru viitorul AIUD, eu că împreună cu prietenul meu și cu colaborator care am inițiat această... Am început din 2012 cu echipa CS Viitorul AIUD. Încercăm să scoatem noi talente care au terminat în IOC și în urma rezultatelor pe care le-am obținut am participat la faza zonală la Timișoara, unde am avut o evoluție apreciată de toți factorii sportivi și ne propunem ca în viitor să scoatem din nou fotbaliști care să participe și să facă cinste județului Alba. Nouă ne-ar fi părut foarte bine să fi rămas, să avem posibilitatea să ajutăm ca și orașul AIUD să avem o echipă competitivă. Sperăm că factorii decisionali din AIUD să se întoarcă fața spre fotbal, să ajute această echipă care se dovedește și de fapte, care prin rezultatele care le-au obținut, este principalul factor de evoluție a fotbalului în AIUD. Aș îndrăzni să spun că dacă vom fi sprijiniți, pe lângă jucătorii pe care am avut și să mă refer în trecut, eu împreună cu colaboratorul meu, Ursul Florin, am avut 4 jucători care au evoluat în Naționala României. Pot să dau și exemplu pe Andrei Ionuț, care a avut peste 40 de prezențe în selecționata în Naționala României, urmat de David, Popa David, care actualmente este în Liga Champions la Birmingham în Anglia, plus Eddie Crișan, care actualmente este jucător de bază la Under 15, jucător care a început cu noi, cu mine și cu domnul Ursu, și numai puțin jucătorul care în prima minge care a primit-o de la noi la vârsta de 9 ani a fost Ionuț Cioplântă. Aș dori să facem o colaborare cu echipa Faneona județului, cu domnul reprezentantul a unire cu domnul Bebe Brumaru. Actualmente avem, după terminarea junioratului C, 3 jucători care au fost solicitați să facă parte din echipa Faneona. Florine, cum a fost pentru tine acești 3 ani? Au fost niște ani grei, în care am reușit cu greu să trecem peste lipsurile financiare care le-am avut la club. Dar cum v-ați descurcat? Am fost sprijinit puțin de primărie și cea mai mare contribuție au avut-o părinții care vor participa la transport și la achitarea arbitrajului. În continuare ne dorim ca acele 7 grupe de copii la care le avem în cadrul clubului, să facem performanță, să creștem jucători, să facem o colaborare cu clubul cel mai important din județul Alba, la Unirea Alba Iulia, pentru că acolo au altă perspectivă de a ajunge la o performanță mai mare. Bebe, ca reprezentant al Unirea Alba Iulia, cum vezi această colaborare cu echipa din AIUD? În primul rând vreau să le mulțumesc celor doi colegi, domnului Bregar și domnului Ursu, pentru dragostea care au față de fotbal, față de puterea care au avut-o de a trece peste toate greutățile și a forma aici niște jucători buni, interesanți. Totdeauna AIUD-ul a produs jucători. Noi am mai colaborat, mă refer în principiu, cu
comunitatea de fotbaliști din Aiud. Avem exemplul elocvent Cioplântă, care acum joacă la o echipă din Cluj și din câte am înțeles că țin legătura cu el, vorbim săptămânal, acum este propus să meargă la o echipă de Liga 2. Deci zona aceasta produce jucători și așa cum anul trecut ne-am îndreptat privirile spre trei jucători din Aiud, cei de la Olimpia, e vorba de Laurențiu Dan, Duma Loran și Nicoară. Am reușit transferul la doi jucători, alu Dan, Laurențiu și Duma. Anul acesta am urmărit echipa din Aiud, am dus-o de cei doi antrenori și mi s-a părut că sunt jucători buni, interesanți, care venind la clubul nostru ar putea să facă un pas de mare performanță. Despre cine este vorba? Da, deci este vorba despre trei jucători, este vorba despre despre un fundaș Chiș, de Zsigmond Nimrod și de Văsuț Iosif. Deci mi s-au părut niște jucători interesanti, niște jucători tineri de perspectivă și încă o dată vreau să felicit pe cei doi antrenori pentru ceea ce au făcut pentru fotbal și sper ca și autoritățile locale să-i ajute, pentru că așa atât Aiudul cât și Unirea Alba Iulia, deci, în general, județul nostru poate să producă jucători pe scena fotbalistică a României. Cei doi frați, Grigori, că acum, chiar dacă sunt Petru și Pavel aici, ei... Exact cu această ocazie felicit numele, pe sărbătoarea numelui, pe Petru și pe Pavel. Sunt jucători interesați care puțin ar trebui umblat cumva la psihicul lor. Și la turneul la Timișoara au fost remarcați exact de domnul antrenor Velcea de la Timișoara și zic că sunt jucători de perspectivă, dar deocamdată părerea mea că încercăm să vedem că dacă o să avem condiții cumva de participare în B1, vor fi jucători de bază la noi la B1 împreună cu ceilalți jucători care nu au fost solicitați de Unirea Alba Iulia, clubul Unirea Alba Iulia. Florine, mai poți propune 2-3 nume pentru Unirea Alba Iulia? Da, bineînțeles, Moldovan Cosmin, 2001, născut 2001. Jucător de real talent. Jucător de real talent, care a fost remarcat și la Timișoara. Pujar, fundașul stângă, tot 2001. La grupa 2003, Petri Răzvan, Avram Darius și cu Toma Antoniu, la grupa 2004 Balin și yeah. Cu Ghen Balin și cu Hunor. Sarkozy Hunor. Deci sunt copii talentați care pot să ajungă la un nivel mai înalt. Chiar dacă viitorul Aiud este principalul subiect al acestei discuții, să-i dăm cezarului ce al cezarului. Bebe, dar o frumosă... Ce aș vrea să spun este că în cariera unui fotbalist împărțește mai multe etape. Consider că pentru cei trei jucători în cauză, viitorul Aiud a însemnat o etapă importantă din cariera lor, dar acum urmează să... Dacă vin la noi la Unirea, o treaptă superioară, o treaptă nouă. Sper ca ei să se încadreze în programul nostru care are un ciclu profesionist, în sensul că sunt 6 antrenamente pe săptămână, pe joc. Pe de altă parte, vrem să creăm o colaborare de lungă durată cu clubul Viitorul Aiud și un club să fie un parteneriat corect, în care ambele părți să fie mulțumite, care ambele părți să se simtă bine și fiecare să poată îndeplini obiectivele care le are. Noi de a forma jucători în continuare și ei de a produce jucători pentru, nu neapărat numai pentru noi, și pentru alte grupuri din zonă. În orice caz, încă o dată, sunt convins că acest parteneriat va fi de lungă durată și împreună cu domnii antrenorii să producem fotbaliști pentru județul Alba.
Domnilor, vă mulțumim și succes în colaborarea care s-a pus. Da. Mulțumim foarte mult.